Salut și înainte să înceapă episodul, voiam să te anunț că acest PC nu a fost încă cumpărat, deci poți pur și simplu, dacă ai banii necesari și dacă vrei cu adevărat și dacă nu ai chef de joacă, să mă contactezi pe Facebook, iar eu să-ți răspund. Țin să menționez că nu am chef de joacă, gen aș vrea să-l cumpăr, dar știi că nu, că mă gândesc, nu frate, dacă ai bani și chiar vrei un PC, îmi bâzie Facebook-ul fătui morții lui, poți să mă anunți pe Facebook și o să îl dau. Bun. Fraților, ce v-am să fac? Astăzi vorbim puțin despre nou PC și ce o să se întâmple cu noul PC. Că tare sunt curios pe ce o să se întâmple. Și vreau să vă anunț că mi-am făcut două unelte aici, două scule foarte șmechere, după ce am stat 40 de miliarde de ore în Nether să găsesc capete și să fac nivel. Am murit, am dat nu-i bai, că am găsit tot. Și o să batem Wither-ul. În schimb, sper să pot să fac față cu sabia asta. Am Golden Apple sau ci că nu se mai pot crafta, că acum doar se găsesc. Ia să vedem, mă, noi n-am salvat eu niciun Golden Apple. Dar cum să nu se mai poată face? Eu vreau să fac unul, chiar nu se poate, adică sunt curios. Hai să văd dacă nu se mai poate crafta. Serios acum. Deci unul nu se crafta așa. Cum să nu se... Păsteți prăjiți, mă? Păsteți v-ați prăjit? Cum să nu... Sau doar alea rare, mă. Bine, mai fac mai multe Golden Apple-uri atunci. Hai să-i dau bice. Bun. Deci PC-ul aveți wishlist-ul în descriere. Mă rog, o să-l aveți în descriere dacă vreți să vedeți. Pentru cei care nu pot accesa link-ul din descriere, hai să le explic eu ce are. PC-ul va avea un Intel i5-6600, 3,4 sau 2 GHz, nu mai știu câți GHz are. La Skylake șmecher. O să aibă un, dacă nu mă înșel eu, pe bar o să neală, un GTX 974 GB de DDR5, 256 de biți, care e foarte, foarte bun, 16 GB de RAM și chestii, dar astea sunt detalii pentru săraci, nu să știți, ce glumeam. Și da, bă, vreau să, bă, totuși pot să iau, vreau să iau și pickaxe-ul cu Fortune cu mine. Că știi, poate că acolo la nivelul ăla poate mai sparge diamante. Și mă gândeam, bă, hai frate, că ar fi o idee. Oricum, de murit nu cred că o să mor. Ăsta e cu Steel Touch. Și celălalt, mă, celălalt, pe unde l-am pus? O sursă de, nu știu câte, 6 de W cu... și ce să mai am, un SSD de 128 GB și 1 TB. E un PC foarte ok. Și ce o să vreau să fac? Bă, întâi vreau să vă anunț că pe 1 iulie o să apară seria mult așteptată de mine, cel puțin, și am văzut că și unii dintre voi o așteaptă pe live. În schimb, unii așteaptă, unii nu. Vă puteți uita dacă o să vreți. O să fie vorba despre seria modată. O să numesc Another Life, o altă viață, cu mod pe cool, cu mod pe cool, Better Survival. Băi, un survival foarte tare. Deci gândiți-vă că, bine, în primul rând o să țin să menționez, pentru că o să am ultimele shadere și ultimele chestii posibile și o să fie atât de fain. O să fie super, hei, salut! Și o să fie foarte șmecher, adică gândiți-vă că, bine, acum și să prinde mai multe FPS-uri, nu știu dacă prinde acum mai multe FPS-uri, că am Photoshop, filmez în 60 de frame-uri. Nu știu, am Facebook astea deschise. În schimb, bă, hai să nu... Hai să las totul la 130, că așa îl țin eu. Și da, bă, uite, hai să săpăm aici. Zi-mi, te rog, mi-am luat lopata. Și cam așa o să decurgă... Vai de capul meu. Cam așa o să decurgă... Asta, ziceți-i să-i zic, episoadele mele, o să filmez GTA 5 până în crapă pielea pe mine, momente amuzante, vreau să editez foarte mult vara asta, deci chiar vreau, după cum ați văzut, eu editez, adică, mă rog, episoadele din Survival nu pot să le editez, că nu are rost, știți, opa, hai să-mi dau pe, nu are rost, pentru că, na, aici mă joc, explic și nu ar avea rost să dau 4, plus că e foarte târziu, acum vreau să mă culc și eu mai devreme, bă, hai să-l filmez. Și, da, bă, iar am băzit, mă, fie, ce se întâmplă, mă, frate, m-a scăutat. Și da, ați văzut, adică, dacă vă uitați, pur și simplu, hai să vă zic, hai să, bă, bine că am citit și comentariile. Am văzut că unii dintre voi, bă, chiar apreciați contentul pe care îl fac. O zic, bă, Sneak mai fă, nu știu cum, că ne place, Sneak chiar e fain,
Am văzut că îmi dați sugestii. Chiar sunteți tari, fraților. Chiar să moară familia. Dacă nu sunteți, sunteți foarte tari. Aud lavă. Nu-i bine. Ok, pe la stratul ăsta o să fac. Bun. Dar aud lavă, mă. Mă rog, am eu fire protection, știi? Adică nu-i bai, dar stai să mă duc un pic mai încolo, măcar. A, de aici vine lava, mai să nu. Hai să mergem în partea asta. Și da, am făcut Omega, l-am făcut o grămadă de chestii editate și e fain. Și de aici vine lava. Bă, hai să fac aici, frate. Știu că durează un pic până se spawnează și acum nu o să mai vorbesc cât îl bat. E prima oară, cred că, când bat un Wither așa de capul meu singur. O, pamă, unde te duci? Ce durează atâta, mă? Bă, ce m-am speriat, credem... Ui, credeam că am numai unul, că muream aici de nervi. Ok, bun. Bun, arcul vreau să-l am aici, pickaxe-ul aici, golden apple-urile aici. Și hai să începem. Bă, o să mă țin după de subiect. Stai doar să-l... Dar mortul că le-am pus acolo, mamă, că mă enervez acum. Și mâncarea, bineînțeles, și astea. Că doar mă enervează când... Cum am putut să-l pun, frate, aici? Cât de ratat am putut să fiu? Mă rog, hai să punem ăsta aici. Și să-i dăm drumul. 1, 2, 3. Ok. Pot să-i dau acum? Să vedem când pot să-i dau. Stai că... Așa, bubuitura. Ok, bun, hai să vedem repede. Ok, bă, stai mă, chill, așa. Ok, bă, ce agresiv e. Mâncați, hai să mai mănânc unul. Ok, hai să... Dă-i, dă-i snicuț. Dă-i snicuț. Dă-i snicuț, dă-i snicuț. Holy shit. Mamă, 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 hai că nu-i bine, hai că nu-i bine. Nu, de-asta, de-asta. Ok, hai să-l batem. Ah. Bă, cine știe câtă viață mai am, mă? Holy shit! Bă, poate... Holy shit, poate mor aici. Ok, am primit netăsără. Bun. L-am făcut muci. L-am terminat. L-am bătut, mamă. Ce-am transpirat, frate. Credeam că mă omoară, mă. Cum? Credeam că mă omoară și pe mine. Doamne, doamne, doamne. Oricum a descurs foarte bine. Noroc că mi-am făcut sabia. Acum mai trecem la ce făceam noi. Da, bă. Pur și simplu. Ați văzut că am editat mult, am început să editez. Vreau să deschid o grămadă de serii, să vreau să fac stream-uri dimineața de la 10 la 12 și stream-uri seara, de alea gen de la 8 la 10 sau să am așa două stream-uri și două episoade între ele. Să vreau să am program fix, chiar o să vreau să meargă treaba vara asta, că vreau să ajung cât mai mare pe YouTube vara asta și vreau să mă țin de muncă. Adică nu mă țin, bă, fac pentru subscribe, nu, o fac pentru mine, vreau să am calitate, frate. După ce că o să meargă PC-ul super tare, o să fie nu știu cum, o să cum o să vedem noi, o să fie super tare. Deci abia aștept, acum și-mi vine PC-ul, abia aștept vara, mă rog, eu aproape am la vacanța, asta e altă parte a planului. Și hai să mergem. Să facem și noi un nou loc de beacon, până la urmă, cât mai vorbesc și eu aici. Oricum, o fă fain că am bătut what the fuck is wrong with me? O să mergem să luăm câteva mii de stack-uri de la ferma noastră, care e foarte corectă și foarte bună. Ce e aia, mă? Ăla-i turnul de veghe. A, sunt... Ia uite, au căzut. A, ce ai făcut? Da, ia. Aoleu, băi, Snicu, dar ce faci în noți? Băi, Snicu, măi, Snicu. A, enchanturi, ai serii, aoleu, mă, Snicu. Da, băi, și nu știu. Am zis că multe ori am început că, nu știu, încep să am acei abonați șmecheri, știi, care zic, băi, Nic, fă aia, sau băi, Nic, uite așa, sau uite ce, uite așa, e tare, băi, e tare, serios. Bun, și acum mă gândeam unde să îl fac. Am nevoie de asta, am de un loc unde să fie gen în mijloc, aș vrea, nu știu, ori aici, de aici urât, mă, aș vrea un mijloc pe care să-l am. Ar putea fi gen acolo jos, dar ar fi turnul, ar putea fi aici în mijloc, dar e urât. Vreau să-i fac și un încăpere, gen, se vadă frumos, nu știu, un fel de casă din care iese chestia asta. Ar putea fi aici, dar strica panorama. Ar putea fi acolo. Ar putea fi aici. Nici nu știu, bă, dați-mi, bă, și mie un loc să-l pun, gen, fix în mijloc.
S-ar putea să fac o cameră subterană acolo. Ar fi ceva, nu? Chiar ar fi ceva, ar fi un pic de muncă. În schimb, ar fi șmecher, gen să se vadă pe lacul ăsta, sub lac, de fapt, să se vadă steaua ieșind, așa. Chiar ar fi o idee și chiar asta o să fac. În schimb, o să am un pic de muncă. Bun. Aqua Infinity am, dar sau pot să o fac pe lac, dar nu, e prea departe. Bun. Bun, cu 2 în jos, cu 3 în jos. Hai să fac cu 4 în jos, să fiu sigur că nu mi-o iau. Am zis că mi-o iau, am și zis. Doamne, o să zgâtu-mă-tii. Bun. Deci undeva pe aici ar trebui să vină. Da. Și ce să fac? O să merg până sus. Da. Și o să sparg gen... Nu aici, frate, vreau să fie. Ce te-am balez așa, mă? Ce vă sperie? Ce e aici? Da, trebuie să mă culc din nou. Și uite, de aici ar vrea să iasă steaua. De aici, fix de aici. Deci de aici. În schimb, am nevoie de astea. Pac. Nu-i nicio problemă, avem Aqua Infinity ca băieții. Bun. Și de aici, uite, o să iasă apa. Ce să spun și ce, doamne, iartă-mă. Ok, și acum hai să văd dacă am săpat la acela. Băi, ești nebun, ce am numit, ești nebun foarte tare. Hai să dau astea mai mici, trebuie să mă culc. Doamne, music, bla bla bla. Friendly creature, să le dau mici. Da, bă, abia aștept efectiv nou PC. Uite, aici hai să pun ce să pun, să pun unde stam, ca să-mi dau seama. Și pe baza ăstuia ar trebui să construiești 5 nivele sau ceva de genul și aici să vină beacon-ul pe care trebuie să-l craftez mai întâi, bineînțeles. Treburi, chestii aferente. Bă, uite, am pe aici... da, dar nici nu știu dacă pot, dacă gen... Dar nici nu știu cum să faci un beacon de la... ori o să fac pe live când vine ăla nou sau ori o fac, uite, gen... Și de aici, bine, nu cred că am pus-o chiar bine. Să vină steaua de aici, mă rog. Da, bă, cam atâta. Ne revedem la viitoare. Nici nu știu, o să anunț când pleacă PC-ul de la mine. Și da, pe data viitoare, bă, pup, ceau și la revedere.